Salutare, eu sunt Rocloro, o să filmeze un locul lagunei, fiindcă ea este la reparat. Da. Adică cum s-ar zice la spital. Astăzi aș vrea să vă prezint casa, nu chiar ca o casă, e mai mult o cameră. Da, fiindcă nu prea am mult loc în camera mea, fiindcă eu stau la bloc. Da. Așa, o să vă arăt, nu e mare, hai să nu zicem că e foarte mică, dar e bună. Dormi acolo, pe rând. Bine, haideți. Da, stați puțin. Mă scuzați că la față mi se vede așa, doar că am o problemă. Camera se vede așa la fața mea, nu știu de ce. Da, dar cum am zis, liftul. Oh, se pare că am ajuns. Aceasta e. Mai bine mă dau din cadru ca să vedeți mai bine camera. Așa. Aici am o cutie cu bomboane. Stai puțin. Asta nu știu dacă se vede. Așa. Bine. Ups. Da. Eventual ar trebui să termin acum. Da. Aceasta este o ceșcuță. Dar este prea mare pentru mâna păpușilor, așa că o folosesc ca bol. Da. Iar aceasta este o farfurie. O folosesc când la păușile este foame, niște copănele. Să le dau să mănânce. Așa. Trebuie să dau asta ca să vă arăt și cealaltă părți din casă. Bine. Aceasta este laptopul. Și orice păpuși ar trebui să aibă. Mă scuzați pentru celălalt video. Atunci a fost primul meu video și nu prea era matură. Preferata mea dintre toate, oglinda. Este foarte drăguță. Tot de la clubul păpușilor mi-a venit ideea și a zis, ok, l-am văzut. Da. Nu a fost prea amuzant cu pupicii ăia. N-am avut ce face, chiar mă plictiseam și să dau ceva mai în comedie. Da, aceasta este palta de culori care se fac păpușile. Asta să vă arăt și pensulica. Aceasta e ca un gripper, nu? Primul meu ruș a fost acesta. De la clubul păpușilor, normal. Iar al doilea, acesta. Tati. Trebuie să se vadă bine. Hai bine să-l dă la departare, așa se vede bine. Da. Și acest ruj de culoare albastră. Nu se vede prea bine culoarea albastră, dar asta e. Bine. Cred că v-am... Stați puțin. Să pun astea. Cred că m-am prezentat tot la locul de machiaje. Am și caiete și creioane, doar că nu vreau să pun că nu prea am destul loc. Am foarte multe creioane. Acum să urcăm asta. Perfect. Acesta este patul cu o pernisă foarte moale și cu niște pernițe de fel, așa. Și această perniță. Înainte aveam un pat mai colorat, doar că din greșeală mama mea l-a aruncat. Ce să-i fac? Da, l-am făcut dintr-o cutie. L-am tăiat de la capacul. Cam acesta a fost toată camera. Știu că am ca la clubul păpușilor. Adică, nu știu, cred că ea are mai multe camere. Cred, dar... Am comandat scaune și văd că încă nu mi-au venit, trebuie să vină săptămâna viitoare și o masă pentru bucătărie, fiindcă am găsit un loc.
Tot să vă arăt locul, dacă tot am zis că v-am găsit un, că am găsit un loc. Aici, jos. La voi se vede prin camera așa, dar e foarte înalt aici, deci e foarte înalt aici. Și pot să bag păpușile să stea la scaune sau pe locul acesta. Ori pe locul acesta. Și dau clamele și le pun altceva. Ori, știu că există foarte multe ori, văd. Dau jucările, le pun în balcon. Și apoi le iau. Și apoi iau. Da. Deci asta e camera mea. Nu e prea ea luxoasă așa. Dacă stau la vlog. Da. Păi bine. Stai, joacă la ora. Scuze, am adormit. M-am plictisit. Spune-le pa. Să le spun ce? Spune-le pa. Dar cream că mai filmăm. Dacă la ora, ridică-te. Nu. Ba da. Nu. E al nostru video și tu așa faci. Bine. Pa. Vreau mai multe videouri. Și mai mult timp pentru ele. Pa, tatuși!